Noi am depus eforturi, v-am dat nenumărate exemple. Am descoperit pentru voi oameni noi și hituri tari și multă voie bună. Plus masă și felicitări, desigur. Una peste alta, sper că v-am convins să urmăriți cu atenție noul folclor românesc. E ca și cum Edno TV s-ar fi decis să facă un copil cu Comedy Central. Nu, e mult. Ar fi mult să spun că urmăresc. În schimb, am avut o perioadă în care analizam piesele din folclor cu tentă sexuală. Doamne, mi se pare atât de amuzante că se dau cu hai bădiță de la vie să culegem ce să... Hai mă, ce culegem noi de acolo? Ia să... Le-am ascultat că le știu petrecând vacanțele de vară la țară. Ce e pe prispă? Radio, eu la Târgu Jiu, Radio Oltenia Craiova. Aia era, era radio ora de... N-am înțeles niciodată că era un jingle, era... Radio Oltenia Craiova e mai tare decât soba. Nu înțelegeam care e legătura. Și după aia mi-a explicat mie tataia și mi-a zis: mă, tată, soba te ține lângă ea, radio-ul ăsta te ține lângă el. Puf, mi-a explodat mintea în momentul ăla. Eu am mai auzit așa pe la Etno TV, pe la taraf astea, de tot cu muzică populară. Și am zis, mă uit. Am dat și mesaje cu popul odată. Frumos. Continuăm așadar în forță cu o nouă nestemată din folclorul electoral. Interpretă Lenuța Candrea. Melodia se numește impecabil Primarul Candrenilor. Bănuiesc că e vorba despre comuna Dorna Candrenilor din județul Suceava, unde se desfășoară anual festivalul folcloric La Izvor de Apă Vie, organizat de primărie și consiliul local, ceea ce ni se pare realmente perfect. Spune o vorbă în tot locul, măi primarii măi, omul bun sfințaște locul, măi primarii măi. Primarul Candrenilor în lumii dragă, îi fala Dornenilor în lumii draga mea. Casa lui e stup de roi în lumii dragă, satul-i colț de ai la noi în lumii draga mea. El e primarul miroiu, mâine sare dui gunoiul, deci e fix pe principiul ăsta, ai primar, ești cel mai tare, o da primarului. Nu, și el, ce cultul personalității are, pe primarul ăsta intră la el în birou și are un tablou mare cu el și se pupă, se închină la el și doamne. Piscaun la primărie, măi primarii măi, mulți au vrut primar să fie, măi primarii măi. Da, dar n-a putut. Primare lumii dragă, om frumos și gospodar în lumii draga mea, grăiesc dușmanii ciudoși în lumii dragă. Băi, dacă nu e manea, nu știu ce să zic. Ai dușmani, care dușmanul e invidios pe succesul meu. Că-i primar în primărie, mă! Da, mă, e foarte bun asta. Îți dai seama când se îmbată primarul la zilele satului, la Candreni? Candreni, era și o are și mărginea ceva, Candriu. Îți dai seama cum facă ea prin sat. Da, aia, Candriu. Și e asta, când se îmbată ăsta, cred că o ascultă în lup. Ia și, ha, mă bag o dată, primar. Eu și văd că, ți-am zis, am crescut la țară. Eu și văd cum se strânge el acolo cu popa, cu polițistul ăla și se îmbată la șprinț. Ia uite, ce melodie. Păi primari, măi. Și nevastă-sa în spate mândră acolo, le pune salata de beof pe masă și ele, măi, primari, măi. Deci numai asta s-aude, băi, primare, măi. Am mai auzit de-astea cu primarul. Cu primarul, cu șeful de post. Crezi că e pe bani? Sau crezi că e pur și simplu? A dat și el acolo un 500 de euro, măcar la videoclip. Că tot cu drona, se poartă drona. Toți vin în sat și zic, asta? Hai să vă arăt cum filmează asta. Și o fi vreunul mai tehnicuț în localitatea aia de ăla și ăla. Le dă internet, le dă tot. Vezi, mai las o dronă. A, te faci și noi un videoclip, mai filmăm hora satului. Te duci după oi cu drona. Da. E trend să poartă asta. Dar eu sunt curios dacă doar primarul ăsta, dar asta a făcut o melodie interesantă. E foarte bună strategie pentru ea, de fapt. Că cum se numește satul de unde primarul de la? Candren. Deci nu mai e, că poți să se ducă să cânte și la primarul de la Târgu Jiu. Că tot cu... Da, primarul din Târgu Jiu, măi primare, măi. Toate fetele îl știu, măi primare, măi. Și gata.